Tot mai multe femei din raionul Druchia devin informate cu privire la metodele de protecție în cazurile violenței domestice, ce ar însemna că vor fi mai protejate. Cea de-a doua ședință informativă din cadrul proiectului Viața fără violență, lansată de Asociația Obștească Satelit în parteneriat cu Druchia TV și radioul Druchia FM, s-a desfășurat în satul Nicoreni. Peste 50 de bărbați și femei au venit la întrunire. Sunt foarte mulțumită că astăzi am avut ocazia să particip la un seminar foarte util, mai ales în timpul de față, unde cât societatea este impusă să rabde unele nedreptăți sociale, mai ales violența. Sper că și ele, la rândul lor, cei care au asistat astăzi, vor transmite informația cât de util este ca să avem o familie pașnică, să trăim într-un domeniu liniștit, să nu fim private de acele valori sociale, acele valori spirituale. Experții au specificat că ședința s-a desfășurat într-o atmosferă caldă. Aceasta s-a transformat într-un dialog între participanți și specialiști, ceea ce va spori credibilitatea cetățenilor în structurile responsabile de menținerea ordinii publice, administrația publică locală și membrii echipelor multidisciplinare, susține unul din experți. Am avut un public larg, alcătuit din femei, bărbați. În cadrul acestei ședințe am vorbit de asemenea despre fenomenul negativ legat de violența domestică, consecințele negative în plan fizic și psihologic. Publicul a fost destul de receptiv. Sper că cei care au asistat la ședința de astăzi vor putea să informeze și alți membri ai comunității, totodată să empatizeze, să conștientizeze efectele negative pe care le are violența domestică. Oricine poate deveni victima a violenței domestice, iar ca acest fenomen să fie stopat, este necesar ca cetățenii să fie informați, să știe cum corect să se protejeze și să aplaneze un conflict pe calea amiabilă, a relatat primarul satului. Sper că după așa seminare și după așa informații primite pentru cetățenii noștri, o să reduc și o să fie rata astfel, unor astfel de cazuri o să fie mai minoră, o să micșoreze și până la o adică suntem în secolul 21, oamenii n-ar trebui să vorbească la nivelul acesta. Adică, mai bine zis, n-ar trebui să se întâmple așa lucruri în secolul 21. Dar mulțumim tuturor membrilor care ne-au adus informația și le urăm succese și rezultate pozitive pentru mai multe localități. Proiectul Viața fără violență este implementat în cadrul programului Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile, implementat de ERIM și finanțat de Uniunea Europeană.